Partida se anunță extrem de importantă pentru configurația finală a clasamentului, acolo unde cele două echipe sunt despărțite de un singur punct. Nu este un meci neapărat decisiv, dar este un meci important. Dacă vom reuși să luăm 3 puncte, adică să ne impunem cu 3-0 sau cu 3-1, ne-am asigurat practic locul 4 la finalul sezonului regulat, o clasare care ne-ar avantaja în prima fază din play-off. Dacă jucătorii au intrat în ritmul competiției, având deja un meci jucat în acest an, mai greu va fi cu seniorii din lot, a declarat antrenorul Tudor Orășanu. Tehnicianul Sucevean a precizat că încearcă să-l legitimeze până sâmbătă și pe Gabriel Albu, un cadet de la LPS Suceava. În meciul direct din tur, CSM Suceava s-a impus pe terenul celor de la Știința Bacău cu scorul de 3-2. În cadrul etapei a 7-a din divizia A2 mai sunt programate meciurile Gloria Buzău-Știința București și CSM Râmnicu Sărat-Rapid București.